Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Deci musul de ciocolată este street food, cum a fost și jumătatea de kilogram de grăzit de slănină la Amuz Buș. La fel. Da, mă, uite, de mâine să-mi spuneți ce vreți să gătesc, aia gătesc. Hai, să facem așa, îmi spuneți voi, îmi dați voi tema și îmi ziceți și ce să gătesc, nu, și după aia suntem niște. Nu, tema ți-o dă ce, mă? Îmi zici ce să gătesc de mâine. A, mă, tu, ce să gătesc, mă, lăsați vrăjeala asta. Mamă, brocoli e scump. Roșii astea sunt mega scump. Pește de la scump. Am folosit o doradă, am folosit morcov, dovlecel, trei tipuri de ardei gras și vinete. Am folosit și niște stafide pentru a da puțin dulce farfuriei. Atâta opulență, atâta legume, de peste 10 lei kilogramul. Dorada e scumpă, laptele untul din piureu de cartofi e scump. Dar stai, cum jurizăm? Pe preț sau pe gust? Și pe una și pe alta. Chiar dacă faci o farfurie gustoasă și e foarte scumpă, n-am să dau punctajul care trebuie, să mai scad ceva. Pentru mine treaba asta cu low budget este importantă, pentru că avem totuși o temă pe care trebuie să o respectăm. Dar mă interesează și dacă farfuria are gust. Iar la gust nu era. Asta e foarte amar și nu dau seama de ce. De serios, e amar, amar. Are măslină. Stafide cu pește, mă? De ce să combin peștele cu stafide? Nu e cea mai fericită asociere, dar nu mi se pare nici cea mai periculoasă dintre toate. Piureu e foarte mișto. Dar nu jurizăm doar piure, jurizăm toată farfuria. Elementele luate separat sunt foarte bune, comestibile. În schimb, dacă facem lingura perfectă și introducem stafide în compoziție, nu știu ce mama naibii reacție chimică se întâmplă, dar e de Doamne ferește. Nu o să fie asta cea mai scumpă farfurie. Cu siguranță că vor fi foarte multe gătite în gel. Da. Începe prost această jurizare. Eu am 7 oameni la duel și nu este de bun augur deloc. Oleu. Ah, ce, asta e ieftină. Ce ai, mă, că ți-o spune? Nu e, mă, nimic low budget aici, credeți-mă. Nu o să găsim noi nimic low budget. Farfuria mea, ca și aspect, e pretențioasă. Dar ce am pus în ea, mie nu mi se pare chiar atât de scump. De când sunt vongurile lui Bajanu? Nu, mă, nu o să fie nimic. Platingul e destul de pretențios la această farfurie. Fileul de șalumi, hai să zicem, e în temă. Bă, măcar ăsta e mai gustos ca ăla. Mai gustos? Da. Ăsta e gustos, mă, nu. Ăsta e Alex, al tău, care nu mai face guguloaie, face mini-țuchi. Făliuțe de asta, da. Așa. Tot ce înseamnă baby legume sunt... Nu scumpe, sunt foarte scumpe. Norocul farfuriei asta este că e foarte gustoasă. Gustoasă în dar are și de unde. Nu e și el mânghiat. Așa, cu un pic de sare, cu un pic de piper. Nu știu, mă, aici are niște piper. Păi acolo, dar pe pește e mai... Da. Mini zucchini low budget. Dacă prima a fost opulența la ea acasă, ăsta este opulența ori doi. Farfurie low budget din această seară! Da, da, ia uite aici, ia uite. Numai asta e low budget, dacă deci n-am mai nicio treabă, nu cred că au înțeles cu low budget. Mie îmi vine greu să dau un buget farfuriei miele, deoarece nu știu prețurile din România. Un piroi din broccoli, un gazpacho, unicul lucru, element scump, care putem să-l numim, e dorada. Ia pune-mă pe sos. Uite așa, ce frumos ar fi arătat gazpacho. Iarăși file de doradă, iarăși cu piure, iarăși cu crez, care și crezul ăla e scump. Doamne Dumnezeule, eu am impresia că pe la noi prin țară trece râul Dorada. Toți au dat la pește la Dorada. Bă, dar ce e cu voi? Ați nebunit la cap? Al pește n-ați mai găsit decât Dorada? Are mentă? Să știu dacă e Dani. Nu e Dani. Ba, da, are mentă. Are mentă? Are mentă. Ciudățel gazpacho. Adică nu aș asocia niciodată un gazpacho de roșii cu o Dorada prăjită și un piure de mazăre. E o chestie obosită în pește ăsta. Ce poți să-i pui în pește ca să fie ciudat? Că doar nu-i fac nicio injecție. Nu, nu-i dai gust, nu-i dai sare, nu-i dai... Dar mi se pare că ăsta chiar are, asta are mai multă sare decât ăsta. E mai bine ca da, ăsta, e mai sec ca ăsta. E mai uscat, nu, neavând sec. Sosul ăla, știi? Una peste alta, farfuria nu era, are gust, dar dacă era și în probă, era și mai bine. Ia-ți-o pe asta. Opa, this is a low budget. Data asta am ales să ies altfel din tipar, gătind un medalion de macrou, dat prin făină și prăjit în tigaie, o mămăligă cu boabe de porumb în ea și un sos din roșii coapte cu ardei copt și usturoi. Mamă, deci fii atent aici, mămăliga senzație. Sos de roșii, cred că e. Macrou e ieftineală. Băi, mămăligă cu macrou, Doamne!
Da, deci asta... avem low budget, numai că avem mămăliga fiartă în lapte, care... Băi, stai mă, că... Păi așa, că nu e chiar mămăligă. Mămăliga este bună și mai ales că are și elemente surpriză, și anume boabele de porumb. Bă, deci macrou. Mai macrou, că e ieftin. De ce toată lumea fuge de el? Nu știu, pentru că totuși e un pește bunicel. Macrou prăjit e macrou prăjit. Din ăla pe care, când îl prăjești, se simte mirosul pe toată scara blocului. Știți cu ce seamănă sosul ăsta? Bunica mea, tata mare, făcea roșii coapte pe mașină. Pe ce mașină? Pe mașina de gătit, mă. Plită. Făcea roșiile, le lua, le pisa, băga usturoi, pisa și ardei iute pisat. Uh-huh. Și după aia cu pâine, așa. Iutiță sau... ciușcă. Nu știu, dar e bun. Genul ăsta. E foarte, foarte gustos. Bun. Așa da. Farfurie senzațional de gustoasă, în probă, de se poate. Bă, că unii au înțeles și alții nu se pare până acum. Haide! Ciula mama mea nu că era divină, era dumnezeiască, mămăliga. Era fiartă, era mai fină ca mine și eu sunt un finuț de la incurabil, deci era țiplă. Și asta ia-o pe asta, că e și mai ieftin. Avem prima farfurie de low budget adevărată. Până acum au fițe, figuri. Uite, ne apropiem, o fie a ciuperca așa, nu e ea chiar ieftină, dar să zicem că s-a dus până pădure și a adunat ciuperci. Ciuperca e mișto, e gustoasă. Mămăliguța fiartă, mai slabă un pic a gust față de mămăliga precedentă, dar e chiar bun. Mâncarea la mamaie, știi? N-arată senzațional farfuria, că nu prea are de unde să arate, dar este gustoasă, este în temă, bravo! Aoleu. Eclan parmegiana. Aici se vede din avion că este sicilianca de la Cătălin. Dă cloșul la o parte și uite așa era o mașină cu numere de Sicilia și făcea Nino, 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 uitați-vă la mine. I-am gătit foarte economic, uitați-vă la mine. Îmi doresc să nu plec acasă, îmi doresc să pot demonstra cine sunt eu cu adevărat și îmi doresc de acum încolo ca aceasta să fie singura mea greșeală de a urma sfatul cuiva. Dar parmezanul? Cuvine-te! Mozzarella? Nu, e clar că cu low budget-ul stau cam prostii. Băi, Amalia, mozzarella e scumpă, iar parmezanul e foarte scump pentru România. Mă, ce-i drept în Sicilia e ieftin. E, nu în Sicilia. Vâna ta mă interesează ce gustare, că aia e importantă. Dacă pe aia știi să o faci și o faci cum trebuie, n-ai o problemă. Are ceva gust, nu e nici prea scumpă, nici prea ieftină. Aia e făcută corect, ce vrei. Ce cred că eu că îi mai trebuie niște sos de roșii, atât. O tonă de brânză și trei felii de vin. Până la urmă e o parmigiana clasică. Adică mie îmi place parmigiana, dar îmi place într-un anumit fel. Cu mult sos, cu mai puțină brânză, cu mai mult ulei de măsline. Vâna ta să fie prăjită bine. Ulala! Ei, ia mă să chicken, chicken, chicken. Sunt foarte mulțumit de preparat. Pentru mine ăsta este gustul autentic pe care vreau să-l transpun. Și sper din tot sufletul, ca și șefii, să vadă treaba asta și să o aprecieze. Hai să vedem. Este o farfurie low budget, care se gătește într-o țară care are probleme financiare destul de mari și este o mâncare care nu costă foarte mult să facă, pentru că până la urmă ce are acolo? Are niște ceapă, niște lipioare, niște orez, care e ieftin, condimente și cam atât. Adică nu e cine știe ce. E mai multă decât mă așteptam. Mi-ai mai pus puțină sare, dar e gustos. E, curry cu pui și cu orezul ăla, hai că mai merge. Stă în temă și pe lângă faptul că stă în temă, mi se pare foarte gustoasă. E vie, e mâncare, mâncare bună. Care nu o tonă de condimente. Parcă la gust. Și asta îmi place la gust. Nu mă așteptam să fie așa puțin acrișoară, foarte interesantă la gust. Cine a gătit-o pe asta? Asta e Bobby. Bobby ăsta? Da. Dă mai încolo, dă mai încolo. Mai încolo. Mai încolo, mai încolo și pahare, tot. Aici e italian, ca să știe. Aici cred că e Alex de la mine. Aici cred că e Dani de pe la Cătălin. Aici e... Babanu. Babanu are, da, zi mă, zi de, de eveniment. Nu mă, nu e pe opulență. Timărița cu ciulama. Hai, ridicăm aici. Ia. Ia să vedem ce nu asta? Cred. Am reținut încă de la început ce a spus șeful Oantea, să fim foarte atenți la tema probei și mai ales la gustul mâncării și sunt sigură că am bifat toate aceste cerințe și nu am de ce să mă tem. Ce? Nu cred, mâncare de prune. Bunica mea făcea mâncărică de prune afumate și îmi plăcea. Mi se pare foarte tare că are înviat-o treaba asta. Nu tu, Florin, de ce râde? De ce râzi, mă? De prune! Mâncarea de prune cu un piept de pui deasupra și o felie de pâine. Nimic altceva, e mâncărică de prune. Eu
n-am fost fan și nu sunt fan mâncare de prune, nu era. Chiar nu era la gust. Nu era deloc, adică m-a trimis la bunica mea în apartament, înțelegeam. Bă, n-are nicio treabă. Ia gândiți-vă mine, în afară de puiul ăsta uscat, care a stat la grătar și n-are nicio treabă. Ce e așa? Nu știu, e o prună uscată și vezi că prunele uscate sunt la piață scumpe. Prunele sunt mai scumpe decât puiul la piață, să știți. Așa că nu e așa o farfurie foarte ieftină. Cred că n-ar fi trebuit să pună puiul ăla deasupra, că n-avea niciun sens, pe mâncărică bunicică. Să vedem. Am făcut bruschete. Bruschete cu pastă de ton, bruschete cu pastă de măsline, bruscheta clasică cu roșii, busuioc și usturoi și ciupercuțe, usturoi, pătrunjel și ardei să fie puțin picante. Asta chiar e. Cred că e cel mai low budget dintre toți. Mai că a căzut în partea altă, și anume prea puțin. Mă gândesc și eu că ar fi timpul să mai și gătim ceva. Bă, a avut cu ieftineană. Ai făcut niște bruschețele, îți mulțumim foarte mult, dragule, senzaționale. Am muncit mai mult decât ăsta. Dacă te uiți... Nu e vorba de muncit, e vorba de sunt sandwich de copii mici, ai mă copune da. Acum, nu dar dacă te uiți la târnăcop, am muncit mai mult decât ăsta. E treaba ta, da, fă ce vrei tu. Nu sunt extraordinar de mulțumit de farfuria mea, dar sper că nu voi fi eu cel care va pleca astăzi acasă. Dar nu pot să-mi spui că când ce avem aici? Mușchiuleț de porc? Mușchiuleț de porc? Păi 27 de lei kilogramul mâncarea nea. Nu e sigur că n-a respectat tema. Dacă de cât am mai gătit ceva, mai are ceva gust. Vrei să spun ceva? Asta e cea mai tare farfurie. Ca gust? Nu, uită-te la el că e viu. E viu porcul. E o farfurie cu gust. Dă-i cât vrei până. Nu mă interesează. De câteva jurizări în pace, am tot fost eu curios dacă Cătălin și Sorin votează diferit față de discursul pe care l-au. Să văd dacă vor doar să mă enerveze pe mine. Măcar să mă obișnuiesc cu ideea și să nu mai pun botul la treaba asta. I-am prins că vor să mă enerveze. Discursul are legătură cu vot. Nu pot să spun că colegii mei fac manevre. Gata? Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.